Ce s-a întâmplat? Discutăm și de litigi. Ce s-a întâmplat, Bănel, crezi, în minutele alea? Dintre interviul la Flash al lui Mirel, în care a spus că vrea să rezolve problemele și apoi peste 7-8 minute vine la declarație și spune că pleacă. Da, într-adevăr, Mirel are o personalitate foarte puternică. El, vă știți foarte bine că îi place să câștige tot timpul și îi place să și asume. Și a asumat tot riscul ăsta. Și în momentul când i-a trimis pe cei patru la echipa a doua și a asumat băiatul. Pentru că a vrut să dau un exemplu că, într-adevăr, el este aici. Și trebuie să fie toată lumea să-l asculte și să facă ceea ce își dorește antrenorul. Dacă nu... Da, a exagerat? Crezi că a exagerat? Eu nu cred că a exagerat prin, hai să zicem, prin cei patru care i-a trimis la echipa a doua. Doar a vrut să dea un exemplu că dacă lucrurile nu merg cum trebuie, trebuie să ia niște decizii. Și le-a luat în momentul ăla. După aia a revenit, cum a spus și domnul Alin. Domnul Alin, l-a îmbătrânit de tot acum. Da, am respect deosebit față de dânsul și știe lucrul ăsta. Cu Rapidul, ați văzut și voi, a făcut un meci foarte bun, da? Fără cei patru jucători cei mai importanți ai echipei. Atunci, nu știu, poate și discuțiile cu patronul, cu Nea Sorin Cârțu. Sau poate foarte... lipsa de discuții. Poate lipsa de discuție, clar. Că și acolo există. Dacă o comunicare e ca o familie. Dacă nu ai o comunicare, se întâmplă pe parcurs lucruri care nu-ți dorești să fie. Dar îmi pare rău. Sincer, îmi pare rău de mine. N-ai apucat să vorbești cu el de când a plecat, nu? Nu, sincer, nu. Dar îmi pare că știu că e ambițios, e orgolios. De aș s-a întors după câteva secunde și a spus, opa, gata, plec. Pentru că el a știut că s-a umplut paharul și că orice s-ar întâmpla de acum încolo... Probabil că oricum se producea despărțirea asta în iarnă. Despărțirea bun, ambițios, orgolios, dar nu cumva și un pic impulsiv. Că momentul în care tu ai plecatul ăsta în puțin minte, imatur. Îl ai la și 14 minute și nu l-ai la 14 minute nu, și cât era 19 și 14, l-ai, îți vine până la 19-22. Păi un minut ai făcut încolo, un minut ai făcut înapoi. Și dumneavoastră știți foarte bine pe Mirel. Da, ce se întâmplă? Astea sunt niște decizii care trebuie, cum zice Mihai Rotaru, apropo de alegerea lui Rădoi în vară, faci un T, ca așa a spus Mihai Rotaru, și treci pe stânga... Calitățile și spre dreapta... Eu cred că decizia o luase dinainte, părerea mea. Da, și a zis să o mai amâne puțin.